Să mă dau mai tare, băi. Psst! Se uită dacă sunt acolo. Olo, până la urmă o să vină și aici, nu cred că mă vede. Până la urmă o să vină aici și o să mă vadă. Olo, vine aici. Bună Ce seara. Ce dracu faci aici, veteranule? Fugi de fată! Doamne, dar vrei să mă luați așa pe nepregătite? Hai, cum vă, vreți să vă ajut eu să vă pregătiți? Nu, domne, dar dacă voiam aveați să... cuvintele la dumneavoastră. Da, domne, că eu mă pregătesc așa să mai rușinos, sunt... Nu sunt așa, mă înțelegeți? Sunt foarte rușinos. Nu înțeleg. Unde s-a dus? Unde s-a dus? Nu știu sincer, stai să văd dacă e cu colegii. Nu mai... Colegii, sunteți că vorbeam cu doamna Cătălina? Am auzit-o. Ai acolo? Păi haideți că plăteți înapoi, nu veniți. Da, ziceți că mă duc până aici și vin cam alea. Am uitat alea pe foc. Și domnul nu mai fă... Au! Aoleu, nu mai fiți rușinos. Domnul, trebuie să mă duc până acasă, că mi-am uitat alea pe foc. Domnul, nu mai fiți rușinos. Vreți să vin cu dumneavoastră acasă? Nu, domnul, ce să faceți acasă? Vin cu dumneavoastră. De ce, domnule, vreți să veniți cu mine? Trebuie să fiți bărbat, domnul meu. Trebuie să vă... Trebuie să fiți bărbați, eu zic să rămâneți, domnul, ca să-i... Nu trebuie să fiți așa. Unde să rămân, domnule, că nu e nimeni. Uitați, aici. Uitați, are și mașina aici, dar eu zic să-i scrieți cu cheia pe mașină. Dacă vine și mă prinde. Nu vă prinde. Da. Scrieți-i cu cheia pe mașina, I love you. E vandalism, da, din dragoste. Dacă nu pune plângere, nu-i considera vandalism. Îi las și un trandafir aici, să știți. Lăsați un trandafir. Îl arunc aici, înăuntru. L-am aruncat înăuntru, acolo. Am plecat, domnule, că mi-e rușine de mort. Haideți, domnule, nu plecați. Stați aici, aveți încredere în mine, o să fie ok, o să vă accepte. Chiar o să vă accepte, nu vedeți, a fost intrigat, a venit aici să discute cu dumneavoastră. Ai, am niște emoții, trebuie să plec, domnule, îmi cer scuze. Dar domnul meu, gândiți-vă mai bine, domnul. Să nu-i ziceți nimic de mine. Fugiți de dragoste, domnul, nu-i bine. Colegul. Da. Are totuși, poate găsim și noi un loc așa mai perfect, ne putem să chemăm pe amândoi. Auzi, ce zici? Auzi. Ce ar fi să vă organizăm un date, să vă chemăm pe amândoi într-o locație? Nu știu, domnule, ce să zic. Am numărul ei, o să-i mai dau eu un mesaj, o să... Înțeleg. Aula, am plecat. Ce? Că aș vrea cumva să mă duc acolo. Aș vrea cumva să mă duc acolo să văd dacă pot să ascult ce vorbesc ei, dar cred că e destul de complicat să ajungi acolo. Cred că e destul de complicat să ajungi acolo. Uite că a venit. Dar n-au ce zice, mă, ce rău, îmi pare că n-au... Ah, hai. Poate pe aici, pe sus, să vin cumva.
povestește ceva acolo. M-au văzut, bă! M-au văzut, fugi! Bă! Bă, dar nu m-au lăsat și pe mine să vorbesc, mă, puț, adică să aud ce vorbesc, mă. Cum a văzut ăla instant, mă, frate? Ah! Băieți, atât timp cât polițiștii stau la taclale, s-a mă dus să dau o spargere, băieți. Dăm o mică spargere până una alta. Dacă polițiștii, dar cum ar fi să mă prindă ei, să vină să mă prindă, frate, poliția? Cum ar fi? Da, dacă mă prind, o să-i zică, gen, am vrut să dau spargerea ca să-i cumpăr un buchet de flori sau ceva, știi? Dar nu cred că mai apuc, mă, cât e ceasul? 5? Ah, cred că am timp la 5, cred că am timp la 5. Nu, nu, ai pe aici. Hai la parcarea noastră secretă aici. Că aici tot timpul mi-a reușit asta, tot timpul mi-a reușit aici. Aici tot timpul mi-a reușit, sper să mai am aia la mine. Cred că o am. Am. Iar ăsta stă în drumul, seama că a mai fost și ăla. Ăsta stă în fața ușii aici, îl vedeți? Dacă vin polițiștii și mă prind, aoleți, baoleți, am belit-o, băiți. Hai să intrăm, să vedem ce putem fura de aici, băiți, din casă. E liniște în apartament, cred că nu dorme nimeni nici pe aici, e la afară. E la de afară, înseamnă proprietarul. O să stau liniștit și o să caut toată casa. Nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică de poliție. Stăm cu mința aici așa. Și spargem căsuțe. Am găsit un joint. Mamă, dacă bag joint-ul ăla, băi, știi cum e? E haos. Am emoții mari când sunt la furat. Chiar dacă gen nu pare ce să se întâmple, gen doar poliția cred că dacă sau nu știu la dacă vine stăpânul gen sau proprietarul, poate să dea cu un târnăcop în cap sau ce, a fugit într-o zi după mine unul. Dar nu știu ce pățești dacă îți dă ceaiul, trebuie să sună salvare, nici nu știu. Găsit un geam, a, era tot geamul, perfect. De aici mergem acolo, acolo, acolo și pe urmă intrăm în cameră. Oricum, domnii de aici nu sunt foarte supărați pe mine că dau cu cerdeles. Sunt liniștiți, sunt ok-uți. Dum, 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 dum. Am găsit încă un radio. Hai să căutăm și la TV. Nu știu de ce iau geamuri, frate, găsești geamuri, dar nu știu ce faci cu ele. Hai să vedem dacă vine băiatul ăsta supărat pe mine, paca, paca. Am găsit oțel. Hai, tot e oțel inoxidabil. Păi nu mai fac lăce că poate se trezește asta și vine peste noi. Bă, că e cineva aici, că fumează. O să chiștoace aici. Frumoasă canapea asta, cam mare, dar frumoasă. O tavă, ce-o face cu tava asta aici?
Kit reparație body? Cred că e pentru mașină. Dar mașina e ok, ce nu mi s-a stricat deloc și joc de câteva zile cu ea. Ia să vedem, băieți, ia să vedem ce găsim în cutia cu bijuterii. Am găsit un pistol! Un pistol! Mamă, bă, dar aici ce poți să-ți găsești și pistol, frate, ești nebună. Uite safe-ul, băieți, despre care vă spuneam de safe. Dar nu știu cum poți să deschid safe-ul acolo, găsești ca lumea, cred. Ca lumea găsești, cred. Muniție rifle am găsit. O să mă uit ce-i îngânduna ce... Mamă, muniție rifle. Primejdios, începe să devină primejdioasă treaba, băieți. Începe să devină primejdioasă treaba. Sigur, hai că și-a revenit sigur acum. Un lanț de aur. Două carate, cred că vrea să fie. Căutăm supat primejdios. Hai mă, lasă-mă cu primejdiosul tău. Că aici treaba stă bine, stă bine rău de tot treaba. Nu suntem primejdioși deloc. Lasă-mă, nu mai da din alea. Hai, ce găsim supat? O cioacă. Un radio, bun, și radio ăla. Căuți noptieră. Ce-și pune lumea noptieră? Păi, ceas, lănțic. Ce-și mai pune lumea noptieră? Cam atât. Nu știu cum să desfac... Nu știu cum să desfac safe-ul ăsta, băiți. Hai să căutăm și în garderobă. Că a venit soarele afară, e 7, nu cred că mai pot să dau. E 7 ceasul, nu cred că mai pot să mai dau la case. E primejdios. Lasă haina mai jos. Sună periculos de sus până jos. Ia naibii să fii. Da, mă, cam asta e, băieți. Cred că mai putem să mai umblăm și altundeva. Am umblat peste tot pe aici. Mamă, ia pe aici. Pe tablou ceva poate o fi. Aoleu, periculos. Ce periculos? Poate vine ăla și mă omoară. Trebuie să văd dacă mai pot să umblu pe aici pe undeva. Aoleu. Aoleu, am primit mesaj. Ce cât omul e admirator. Cam am pus azi. Jungle. Asta nu prea mi-a răspuns la telefon nici când l-am sunat atunci. Trebuie să-l întreb. Depinde de ce, mă, frate. Unu, două mii, chiar trei mii.
Am cer și o rață să vedem ce zice. Ce rața, băiță, am cer rața. Mamă, beau energizant. Dacă ai setup-ul complet, se vinde cu 10.000. Adică galbenă, roșie și albastră. Că eu tocmai împrumut câteva lucruri dintr-o casă a unui prieten vechi. Ia să le mustă ce zice. Că mă pregătesc să ies, băieți. Afară plouă, frate, plouă rău. Hai băi să mergem. Unde eram aici? Era safe-ul? Nu, no, e nou fix, mă, nu e chiar așa târziu. Unde eram aici? Era aici. Mamă, ce plouă. Radio. Trebuie să-mi bag alea în mașină. Să vedem ce mai putem să punem în mașină, băi. Pentru că nu vreau să umblu cu ele la mine. Așa, joint-ul am voie, cauciuc, nu știu ce, binoclu, nu știu ce. Body kit repair. Dacă folosesc eu un body kit din ăla, nu pot să-mi repar singur mașina, ia să ia. Pentru a repara caroseria trebuie să fie într-un service auto. Aolo. Băieți, încheiem acest episod aici. Pentru că nu prea ne-a mai rămas nimic de făcut. După care o să mergem să facem o mare întâlnire. Și probabil că o să mai dăm ceva spargeri prin oraș și vedem ce se mai întâmplă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip. Să vă abonați dacă nu sunteți abonați, iar noi ne revedem în episodul următor.